Pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor de la sfârșitul acestui an, guvernul a completat pachetul legislativ cu măsurile necesare pentru asigurarea în cât mai bune condiții a dreptului la vot al cetățenilor, atât din țară cât și din afara granițelor. Trei hotărâri de guvern stabilesc în detaliu calendarul acțiunilor electorale, măsuri tehnice și cheltuielile pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru președintele României în data de 24 noiembrie primul tur, respectiv în 8 decembrie al doilea tur de scrutin. Vă dau câteva repere ale acestui calendar. 24 septembrie, data limită până la care alegătorii care doresc să voteze în străinătate trebuie să se înregistreze în registrul electoral ca alegător în străinătate, prin intermediul formularului online aflat pe site-ul Autorității Electorale Permanente. 5 octombrie este data limită pentru depunerea candidaturilor și a semnelor electorale la Biroul Electoral Central. 6 octombrie este termenul pentru stabilirea orarului pentru campanie electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaților la serviciile publice de radio și televiziune. 10 octombrie, data limită până la care se comunică către birourile electorale județene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului București și biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, candidaturile și semnele electorale în ordinea în care au fost depuse. 12 octombrie este data limită până la care biroul electoral central stabilește ordinea înscrierii candidaților pe buletinul de vot. 25 octombrie, începerea campaniei electorale, 23 noiembrie, ora 7 dimineața, încheierea campaniei electorale. 6 noiembrie, data limită pentru stabilirea sediilor secțiilor de votare din străinătate. 22 noiembrie, între orele locale 12 și 21, prima zi a votării în străinătate. 23 noiembrie, a doua zi a votării în străinătate. Votul începe în a doua zi la ora 7 dimineața, ora locală, și se încheie la ora 21. 24 noiembrie este ziua votării în țară. Votul începe la ora 7 dimineața și se închide la orele 21. Pentru al doilea tur de scrutin, calendarul este următorul. 29 noiembrie, aducerea la cunoștință opiniei publice a celor doi candidați care vor participa la al doilea tur de scrutin. 29 noiembrie este și începerea campaniei electorale pentru al doilea tur de scrutin. 30 noiembrie, stabilirea orarului pentru campanie electorală și repartizarea timpilor de antenă pentru accesul candidaților la serviciile publice de radio și de televiziune. 6 decembrie, ora 12, începerea votării în străinătate. 6 decembrie, ora 21, încheierea votării în străinătate, ore locale. 7 decembrie, ora 7, încheierea campaniei electorale la nivel național, iar 8 decembrie este ziua votării pentru turul al doilea. Votul se desfășoară între orele 7 dimineața și 9 seara. Sunt suma totală necesară pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru președintele României din anul 2024 este estimată la 1,39 miliarde lei. Responsabilitatea bunei desfășurări este distribuită, după cum bine știți, la nivelul mai multor ministere și autorități. Aceste trei HG-uri de astăzi fac tandem cu cele trei hotărâri de guvern de săptămâna trecută care au stabilit în oglindă calendarul și condițiile logistice pentru alegerile parlamentare din 1 decembrie. Acestea sunt primele alegeri care vor avea loc în același an cu cele parlamentare și locale după 2004. Tot în 2024 s-au ținut și alegerile europarlamentare, fiind prima dată când toate cele patru tipuri de alegeri se desfășoară în același an. Am adoptat practic toate actele normative. Au fost adoptate cele primare, hotărârile de guvern subsecvente, atât pentru organizarea alegerilor parlamentare, cât și prezidențiale astăzi. Aș vrea să se știe încă de la început, acestea nu sunt alegeri comasate. Deci fiecare fel de alegere se desfășoară după regulile proprii, stabilite prin legile prin care acel tip de alegeri a fost reglementat, au bugete separate, au logistică electorală separată, dar, ca noutate, ele se vor desfășura, votul va fi desfășurat timp de trei duminici
consecutive, respectiv 24 noiembrie, 1 decembrie și 8 decembrie. Nu numai în duminică, este vorba de alegerile parlamentare pentru care votul în străinătate, repet, la alegerile parlamentare pentru votul în străinătate, se desfășoară sâmbătă și duminică, anterior datei deci de referință, iar pentru alegerile prezidențiale, alegerile pentru străinătate se desfășoară vineri după amiază, sâmbătă și duminică în data de referință a desfășurării alegerilor. Aș vrea să vă mai spun că probabil veți ridica problema continuării activității de campanie electorală pentru președintele României în timpul în care campania electorală pentru parlamentare este terminată, este oprită, este interzisă. Este așa numită perioadă de liniște electorală, adică sâmbăta înaintea datei alegerilor, sâmbătă de la ora 7 dimineața și duminică, este interzisă orice fel de activitate de propagandă electorală. Pentru parlamentare, această interdicție rămâne valabilă. Deci, în ziua de 30 noiembrie și 1 decembrie, nu vor putea fi desfășurate activități de campanie electorală pentru alegerea Parlamentului României. Însă, propaganda electorală pentru președintele României poate să fie desfășurată deoarece îi permite propria lege care reglementează alegerile președintelui. Perioada aceea de sâmbătă și duminică, ziceam, se numește în limbaj comun perioada de liniște electorală. O să vă surprindă probabil din cei care ați comparat bugetele de la parlamentare cu cele de la prezidențiale. Cheltuielile sunt un pic mai mari pentru alegerea președintelui din două motive. Un motiv este legat de faptul că alegerile pentru cetățenii români aflați în străinătate se desfășoară cu o zi în plus, vineri, sâmbătă și duminică. Ziceam vineri după amiaza, dar este considerată zi întreagă. Vineri, sâmbătă și duminică, spre deosebire de parlamentare, unde nu este decât sâmbătă și duminică în străinătate. Și de asemenea, probabil va fi organizat și un al doilea tur de scrutin, ceea ce înseamnă prelungirea activității birourilor electorale de secție și așa mai departe, cu cel puțin cu 5 zile în plus. Și e vorba de cheltuielile pentru indemnizațiile membrilor birourilor electorale pe ierarhia lor pentru alegerile prezidențiale, dacă se organizează un al doilea tur. Este vorba de personalul tehnic auxiliar, ca să fiu mai bine înțeles, și de asemenea este vorba de plata personalului Ministerului Afacerilor Interne, care se ocupă de paza, măsurile de ordine și de siguranță publică în perioada în care se organizează inclusiv al doilea tur de scrutin pentru prezidențiale, și din această cauză nivelul cheltuielilor pentru alegerea președintelui României este un pic mai mare decât cel pentru alegerea președintelui României, pentru alegerea membrilor în Parlamentul României. Toni Greblă mai dă asigurări că vor fi luate toate măsurile de securitate cibernetică, astfel încât cetățenii români să-și poată exercita dreptul la vot în cele mai sigure condiții, atât în țară cât și în străinătate. Deci noi ne-am luat măsurile necesare încă de după terminarea, imediat după terminarea alegerilor locale. Am avut mai multe discuții, atât cu structura proprie care se ocupă de informatică la nivelul autorității permanente, cu conducerea serviciului de telecomunicații speciale, alte instituții ale statului care se ocupă de cyber security, astfel încât sperăm, avem toate condițiile tehnice pentru ca
un atac cibernetic să fie foarte greu de crezut că se va avea consecințe. Dar vă așteptați la un astfel de atac? Sau nu, cine utilizează un sistem informatic se așteaptă să, de la cetățeanul de rând care poate să fie virusat programele care le are instalate acolo, până la toate instituțiile și autoritățile din toată lumea, nu numai din țara de la noi. Perioada electorală începe în data de 10 septembrie 2024. Programul se desfășoară sâmbătă și duminică, după același orar pentru care se desfășoară prezidențialele și parlamentarele în țară. Duminică, vineri înainte de data votării, votul începe la ora 14 și se termină tot la ora 21. Dar numai pentru prezidențiale. Deci pentru prezidențiale avem practic 2 zile și jumătate. Pentru parlamentare avem 2 zile în străinătate, 1 zi în țară. Adică pentru prezidențiale votul începe vineri la prânz. Da. Numai în străinătate, repet. Președintele Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă, a mai precizat că haosul de la alegerile locale cu privire la restituirea în timp optim a unităților de învățământ în care se organizează alegerile nu se va mai repeta. 2 precizări aș face. 1. Alegerile prezidențiale și parlamentare, din punct de vedere organizatoric, mai ales în ceea ce ați spus dumneavoastră, operațiunea de numărare a votului, de consemnare a rezultatului votului în secțiile de votare și de predare a rezultatului votului și a celorlalte materiale la birourile electorale de circumscripție. Și pentru un scrutin și pentru celălalt, lucrurile sunt mult mai legere din acest punct de vedere decât pentru alegerile locale. Practic, operațiunea de numărare și de consemnare a rezultatului votului la prezidențiale pentru primul tur durează un pic mai mult, câteva ore, 3, 4, 5 ore, nu mai mult, iar pentru turul 2, dacă va fi organizat, numărarea buletinelor voturilor și consemnarea rezultatului votului se face într-o oră, maxim 2. Și deci, din acest punct de vedere, problema cu restituirea sediilor, secțiilor de votare când au fost organizate în unități de învățământ, după părerea mea, nu va mai crea probleme așa cum a creat în unele secții de votare, unde numărarea și renumărarea voturilor s-a prelungit câteva zile, pentru că e vorba de specificul alegerilor locale. Prezidențialele și parlamentarele au un cu totul alt regim de funcționare. Toni Greblă a mai dat asigurări că va exista suficient personal la secțiile de votare pentru alegerile parlamentare și cele prezidențiale. În primul rând am menținut prin hotărâre de guvern, am obținut și prin ordonanța 84 care am adoptat-o acum 2 săptămâni, am obținut să avem același nivel al indemnizațiilor membrilor birourilor electorale, ceea ce să zicem că este un pic atractiv. În al doilea rând, nu va mai fi cazul ca oamenii să stea 3-4 zile până să predea rezultatul votului și celelalte materiale. Va fi o operațiune mult mai simplă. În al treilea rând, avem asigurați în registru și sunt în evidența registrului electoral pe experții electorali și operatori la nivelul de 2 ori, de 3 ori în fiecare județ față de numărul pe care o să-i extragem pentru a forma secțiile de votare cu președinte și respectiv locțiitor. Deci avem personal suficient, îi păstrăm, așa este filozofia ordonanței de urgență, pentru toate cele 3 duminici consecutive în care se desfășoară votul, pe cât posibil, și astfel, și din punct de vedere financiar, această activitate va deveni un pic atractivă.